Am revenit în direct frumos. Și sigur că arată lucrurile așa cum vedeți aici pe litoral, că am promis că vorbim despre lucruri care arată rău. Arată rău. Bine, puteam să dăm absolut orice în țara asta, că nu arată nimic bine, dar voiam să dăm și o veste bună în timp ce vă arătăm ceva rău. Și vestea bună ar fi că s-a terminat sezonul estival, e frig și nu mai merge lumea la mare, căci dacă s-ar duce la mare, puteți să scoate și burtiera, cam așa ar fi peisajul într-una dintre celebrele stațiuni de familie, nu? Eforie Nord, că de-aia vorbeam. După aia vin și se plâng oamenii ăștia, că uite, nu mai vine lumea, domnule, să duc la Bulgari, la Grecia, să duc în alte părți, numai... dar ei așa îi așteaptă pe oameni. Sigur că asta e la final, dar așa au arătat tot sezonul. Crezi că arăta mai bine pe căldură? Și scumpă, mă, și scumpă! Și scumpă. Căci că au dat unii, o familie cu o copil, 300 de lei la autoservire, nu cele mai ieftine. Am citit și eu un articol. Asta dracului de treabă, Radu, de bani. Bun. Și te duci în Monaco. Arată halul ăsta, evenimentele pe litoral. Luăm o scurtă pauză până mâine, să aveți o Românie bună în continuare. Ne vedem mâine la ora 18, toate cele bune!